Felix. Bună dimineața. Bună dimineața. Titisit. Unde-i Felix? Cucuc. Tararana, este gata tortul pentru Lucas. Haideți să vă explic în cazul în care nu se înțelege. Este acolo 5 pentru că împlinește 5 ani și acest mini dinozaur care mănâncă din 5 ca să se facă mare. Și aici mai avem alți dinozauri. Niște norișori, niște plante. Ăsta se vrea a fi un vulcan, un munte, ceva. No, atâta mi-a reușit. Și aici alți dinozauri, care, bineînțeles, sunt ierbivori. Mănâncă iarbă. Da. Este foarte simpatic. E un pic strâmb, parcă, în anumite unghiuri pare un pic într-o parte. În filmulețul ăsta nu mă laud să vă arăt și cum a ieșit macaronsul. Avem așa, caramel, lămâie, ciocolată semi-dulce sau semi-amară sau nu știu, așa neagră, dar e vegană. Și aici avem cocos. Și arată așa foarte drăgălaș pe acest suport, dar am pus doar două nivele. Asta este al doilea suport care mi-a venit. Și cred că asta trebuia să mai aibă cel puțin încă două în sus. Și ce credeți? Doar așa a venit. Dar n-are nimic ca să-l folosesc așa. Și am mai dat și vreo 6 euro pe el. Și nici nu e complet. În fine, deci nu mai comand chinezării. Și aici mi-am mai pus și așa în chestia asta. Dar nu vă uitați la mâinile mele, zice, parcă am lucrat la drumuri. Aici m-am pătat cu colorant negru și deocamdată nu se curăță. Abia când o să-mi tai unghiile o să se mai ducă. În fine, nu despre asta e vorba. Ce, uitați-vă la aceste frumuseți micuțe. Ce bine arată. Da, mai tare, mai tare, bravo, Lucas! Cu putere! Ține cu două mâini băta și dă ca lumea! Așa, bravo! Mai tare! Bravo, Lucas! Când ai obosit, mai lași și pe altcineva. Dă-te, Lucas, la o parte să nu te lovească. Stai că trebuie să-l punem la loc, că s-a desfăcut. Ia, dați-vă! Poți și eu? Hai, hei! Hei! Poți și eu? Dai! Mai tare! Nu vă băgați în grâne! Opriți-vă! Stai, 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 nu mai da! Gata. Oprește-te! Hai, adunați-le! Câte boboane puteți! Hai, Daniela, să mergem! Și boboanele mele! Hei, da, frumos, da? Să nu te dai! Dă-te și lui Băstulică! Melissa, uite și tu! Are voie Daniel, Felix! Oh, stai că... O, mamă, ce-a durat aici! Hai, adunați-le pe toate, că mai sunt! Mai
sunt foarte multe că... Ați călcat pe ele? Nu-i nimica. Hai, dă la mami să le ține și mai adună. Eu am prea multe. Și eu. David, uite, David. Bravo! Eu am reușit. Tu ai reușit, da. Papa Felix, ce ai primit acolo? Ia să vedem. Wow, așa dinozauri mulți. Ia uite ce am. Și un dinozaur mare. Așa de mult îți plac ție dinozaurii? Da, și-mi plac și leu și ăsta și ăsta și ăsta și toate. Uite, și poți să-i pui aici să-i plimbi, așa-i? Da. Ba, ce frumos. Ia uite. Ce am mai primit? Îl lasă spart. N-am apucat să filmez aici. Ia uite. Nu prea obișnuit să meargă așa pe teren denivelat. Poți să nu dea cu capul, să le iau de acolo. Poți să-l iei, da. Sau poți să stai acolo cu el, să-l ții de mână, deci faci practică. Când dă cu capul, când sunt aici, ai mai înapoi. Lasă-l, lasă. Du-l încolo, plimbă-l, ține-l cu mănuță. În locul grădinii, da. Și ai și tu 5 minute. Stau ușor la soare, mă mai bronzez. De mine, deci culege roșiile. Păi faci gogonele la borcan. Oricum o să trec pe numărul ăsta, dar... Fie trec la însumpire, ce față acolo. Da, pleacă-te tu și iau. Numai pe aia roșie, da? Așa. Să nu-i rup tot copacul. Bravo! Hai, bravo! Hai la mami să o spele și să o papi, da? Da, lasă mai târziu, nu, da? Haide! Melissa, dacă ți-e cald? Melissa? Melissa, dacă ți-e cald și vrei pantaloni scurți? Vrei să te schimbi în pantaloni scurți și în tricou? Eu nu pot alea cu asta. Nu, bine, hai să dea mami un tricou. Una e mea și una era mea. Melissa? A Melissa? A ta? Melissa? Nu, poate nu mi-ai făcut 3 în 1. Nu, nu, nu. Nu lasă că eu dau pe a mea. Nu, lasă. Atenție, cine are voce să cânte și mie, nu să cânte mai tare. Cântăm pe engleză, că lui place pe engleză. Dacă dăm de pe rău. Sau cântă Lisa aia, cu niciun de sub de bără. Hai să cântăm Happy Birthday, da, Lucas? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lucas. Happy birthday to you. Auf Deutsch. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Luca să trăiască, Luca să trăiască, la mulți ani. Ușor, ușor. Deci nu Daniel mă fie uite. Dar nu să nu scuipați pe tot. Băgați așa aproape să nu vă sară. Explodează sau ce? Nu l-a stins. Stați că dacă ești așa nu mâncăm în vădici. Mai tare, mai tare. Bravo. Gata, uite că s-a stins. Nu punem mânuța acolo. Bravo. Vedeți dacă v-ați adunat toți puterile și ați suflat deodată? Ați văzut? Ați reușit. Acum așteaptă că dar altfel mai ardea vreo 5 minute. Am aflat la canal. Da, era. Lucas, vină cu acea. Hai să facem o poză. Hai, poză! Lucas! Papuciu, papuciu! Lucas! Papuciu! Paul! Hai, nu mă.
Uitați-vă la, uitați-vă aici la aparat. Lucas. Zâmbiți. Super. Am făcut. Auleu. Special pentru. Da, lasă, o punem aici. Frumos în interior. Lucas, dă-mi un cu furculiță, mama, fă jos. Hai, uite, stai în locul lui mami aici. Cine vrea următoarea felie? Eu. Mama a spus. Numai să le tai foarte puțin. Să da cu dinozaur. Ce da, mai puțin că. Ține, ține, ține. Wow. Următoarea. Eu vreau o felie mică, te rog. Dar și miroase fain bine. Da, vezi. Și o sarmă lângă casă. Chiar alucă mie. Săracurie. Nu, dar ține slămân. Sarmale. Nu, dai plac sarmalele. Mami, eu vreau cu vulcanul. Bine? Hai, dați-vă care, care? Eu vreau să-ți fac o zamata. Nu, te lăsăm. Lasă. Hai, adunați și voi. Adunați împreună. Lasă-le toți acolo, da? Stai, Miruna. Melisa, stai să le pună și Lucas, da? Așa, mă, mic. Se înțelege. Așa, iubi. Tata, dar era foame tu, sărac. Da, am mâncat mai devreme, i-am dat. Da, mai devreme. Ia, măi, Felix, ce ai făcut? Dar măcar o mâncat. Ia, ce scump. Băi, nu poate cu lingura ea, cu mâna. Ia cu mâna, fie de... Da, ți-ți vezi tare la mâna, ți-l am din gura de jos. Fiate. Băga în ăsta și băga capătul celălalt în gură. Și ăla-i scăpa. Vreau să o prins după aia. Și voi n-ați văzut? Bă, da, n-am văzut. Și l-ați lăsat. Să-l mă să joare. După aia cu lingura, băga cu pumnul, ținea lingura, lua, strângea așa și tot cu... Să-mi faci minte. Că și râde, uite. Bravo. Ce cum e dacă v-ați adunat ca la maimuță aici? Face și el teatru. Bravo, Felix, bravo. Am văzut să te atingem. Mă, te-ai făcut Matiu Pambu. Uite cum faci. Mihaela dă furtunul. Las că avem șervețele. Punem furtunul pe el. Apă, furtunul cu apă. Atunci am văzut peste tot. Păi el mănâncă, cam așa învață să mănânce. Păi da. Da, sigur. Ui, scumpul de el. Ce face Felix Daniel? Eu cum am văzut, eu am fi la fel. Da. Sau cel puțin erau la fel înainte să mănânce Felix. Da. Dar nu vezi că așa le cumpără mama? Și eu le cumpăr la așa la fel. De când găsesc la fel o roche, un ceva, îmi place să le iau. Ce faceți, copii? Întoarce invers și scutură să cadă nisipul de acolo. Și eventual ia, îi dă un picuț. Asta îmi dacă o... Pune-l un căruț și poate adoarme. S-a terminat petrecerea. Am ajuns acasă. Adică încă n-am ajuns acasă. Și am văzut mașina de înghețată. Da, și Daniel, hai treci pe margine acolo după tati, după tati, după tati. Hai că vine mașina, Daniel. Din mașina înghețată. Și am văzut mașina de înghețată aici și ne-am dus să ne luăm înghețată, că o mai auzeam din casă câteodată că trecea și suna așa din clopoțel. Suna din clopoțel
Dar niciodată n-am ieșit să iau o înghețată și îmi doream lucrurile astea, așa, când vine mașina de înghețată să luăm. Și apoi, așa, la ceas de seară, ne mai plimbăm, că e foarte plăcut. Știți, serile alea de vară, târzii, foarte faine. Copiii sunt semi-adormizați, ți-a luat mami albastră și ți-a luat mami roz. Este cu cireșe. Da, cu cireșe. Și tu cu hubabuba, cred. Sau cu bubblegum. Și eu mi-am luat cu lămâie și Florin și-a luat cookies. Hai mai idei, uite, a pregătit Suzeta. Lasă un pic aia, vină încoace. Da, știu că ai văzut, dar vină un pic mai de lui Felix. Ce caută bai acolo? E mai lepede? Uh-huh. Hai, mai bai Suzeta lui Felix în înghețata ta? Mă, uite, că ți-a lăsat să apropie de mâncare, de apă, de nimic. Suferă după noi. Dar nu vin pe aia. Când a venit baia? Baia asta era pentru mâine. Să-i dau și ei un cadou mâine, să nu se supere dacă primește Daniel cadouri. Mâine, nu vrei să te uiți mâine? Primești și tantea asta din mândru. Uh-huh. Îți place? Deci nu mai va pisi pe ei. Nu, o să aibă baie unde să facă pișul. Și să facă și duș, și să se spele și pe față, pe dinți, pe mâini. Cine? Oamenii din Playmobil. Hai, terminați de pupat înghețata ca să faceți și voi duș și la somn. Săpun, cred. Sau parfum. Treci, iubitul meu, treci. E aici undeva o piaptă de te bei? Probabil că da, cred că asta, portocalie de lângă chiuvetă, nu e? Aia, da. Gata, o punem și te dau mâine, da? Și mâine când te dau o să fii foarte surprinsă și o să te bucuri tare, da? O să spui, wow, mi-a luat baia. Da? Așa să faci mâine când îți dau. Dar mă, acum am văzut-o. Da, da, mâine te faci că n-ai văzut-o. Te bucuri tare, da? Mâine când te dau. Bum, 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 bum. Hai, papă, ți-i înghețata. Și Felix, după ce s-a murit, a făcut băița acolo. L-am băgat în cadă, l-am spalat. Da. E, da, și l-am schimbat, că oricum aveam haine de schimb pentru el. Nu știu unde să pun baia. Nu știu unde să pun. Lasă că o să ne uităm și o să vedem. Dacă eu am bucătărie, suvagerie. Și acum o să ai și baia. O punem sus undeva. Lângă... Deasupra bucătăriei. Vedem, ne descurcăm. Acolo e tatăma și lângă ne cântatăma. Așa facem, ne orientăm. Încă mai am mâinile murdare de colorant. Lili n-a mâncat toată ziua nimic și acum a lovit-o foamea când am ajuns acasă. Nu mai vrei? Poți o pap eu? Da. Mulțumesc. Mâine. Lasă-l în pace pe frățiorul tău. De ce îl deranjezi? Lasă-l în pace. Uite ce îl deranjează. Uite-l, uite-l, deci tot vrea să-l sâcăi pe Daniel, mă! Gata, dragilor, să încheie filmulețul. În cazul în care vi se pare că e mai întuneric puțin în cameră, să știți că este mai întuneric pentru că s-a mai ars un bec. Erau trei și câte unul s-a ars și acum a mai rămas doar unul singur. Și acolo, atârnat, este un ponei pe care l-a primit Claudița când am fost în România și l-am pus acolo ca să nu se piardă, să nu-l ia copiii, să-l strice.
o zi lungă, o zi frumoasă și vreau să închei acest filmuleț acum, chiar dacă eu mai am puține treabă, dar trebuie să pregătesc tortul lui Daniel. Așa, să-i pun cremă și să-l las la frigider până mâine și mâine să-l decorez. Dar am să închei acum filmulețul și să vă mulțumesc tare, tare, tare. Că se tot speculează că aș fi însărcinată. Nu, nu sunt însărcinată, că am pus o poză pe Instagram în care cu o mână îl țineam pe Felix și cu o mână țineam așa cumva. Bine, acum e desfăcută chestia asta. Aveam așa cordonul ăsta așa în față și țineam mâna pe cordon cumva. Dar țineam mâna pe cordon, nu neapărat că țin pe burta ca și cum aș fi însărcinată. Adică mie mi se pare amuzant așa când lumea începe să caute indicii, să... Da, că ai pus titlul la filmuleț, ultima rutină cu 3 copii. Da, ultima rutină cu 3 copii și în continuare scrie înainte să ne mutăm în altă casă. Adică nu se termină acolo ultima rutină cu 3 copii, ci se continuă și dacă citiți până la sfârșit titlul filmulețului, o să vă dați seama că e ultima rutină practic în această casă. Eu la asta m-am referit, n-am zis că e ultima rutină cu 3 copii. Adică în momentul în care ar fi să fie ceva, nu m-aș feri să vă spun. Adică dacă aș vrea să vă spun, nu mi s-ar părea niciun lucru așa pentru care să ascund dacă eu vreau să vă spun. Și dacă eu nu vreau să spun, atunci puteți să liniștiți că aș ști să fac în așa fel încât să nici nu vă dați seama. Dar de mințit oricum nu aș minți. Adică aș prefera, aș evita să răspund sau aș fofila așa un pic. Dar nu, deocamdată, din ce știu eu, nu sunt însărcinată. Așa că nu mai... Mi se pare așa, e foarte interesant să văd detectivi. Da, că ai făcut aia, ai zis aia, poza asta, uite acolo, cum ai zis, în filmuleț a zis Melissa nu știu ce și imediat toată lumea. Nu, dragilor, nu este cazul de așa ceva. Asta așa că voiam să clarific, în caz că, na, în fine, cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor.